folosești partea de imaginație, da? Să folosești din zona aceasta de minte, să folosești imaginația. Exact cum Albert Einstein spunea, imaginația este totul, da? Imaginația este mult mai puternică decât cunoașterea. Imaginația este avanpremiera atracțiilor viitoare din viața ta. Deci este avanpremiera. E ca atunci când te uiți la un film, da? Când urmează să te uiți la un film și tu vezi un trailer al filmului respectiv, da? Vezi partea cea scurtuță de 2, 3, 4 minute la film. Ce înseamnă? Ai văzut ca un rezumat al filmului, da? Și te-a făcut curios să vrei să vezi întregul film. Ei, așa se întâmplă și cu imaginația. În momentul în care tu, de exemplu, te așezi confortabil pe un fotoliu, pe o canapea, de exemplu, îți pui o muzică liniștitoare sau chiar și fără muzică, până la urmă, închizi ochii și pui mâna pe inima ta, pe zona aceasta de chakra inimii, de exemplu, da? Și pui mâna pe inima ta și lași să iasă din tine toate cele emoții, fie chiar și emoții neplăcute, da? Pe care să le eliberezi din interiorul tău și aduci în interiorul tău, da? Creezi în tine și îți deschizi inima către a simți iubire, către a simți stare de bine, către a simți fericire, către a simți pace, armonie, de exemplu. În momentul în care deschizi zona aceasta, da, și aduci în același timp imaginația, da, și creezi în imaginația ta o imagine, da, sau un film cu lucrurile pe care tu îți dorești să le realizezi, îți este mult mai ușor să creezi o realitate care să îți placă la nebunie, o realitate de care să te îndrăgostești. Problema este că majoritatea oamenilor trăiesc doar pentru corp. Și ce înseamnă să trăiești doar pentru corp? Înseamnă să trăiești într-o adormire a spiritului și într-o adormire intelectuală. Adică nu citesc deloc acești oameni, nu participă la niciun fel de cursuri, nu-și dezvoltă abilitățile de niciun fel.